Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la o nouă ediție a superbei emisiuni luni astăzi. Final de luni, final de cea mai nasoală zi din săptămână. Nu se mai pune. Gata, am dovedit-o. Deja putem să considerăm că e marți, nu ne mai băgăm în seamă. Nu mai zicem de luni nimic. Da, începem ca de obicei cu știrea din mașină, și anume ce mai aud eu pe drum încoace. Ei, am auzit despre frații Tate vorbindu-se, vorbeau ăștia la radio. Știți frații Tate? Îi știți pe frații Tate? Ați auzit de ei? Sunteți familiarizați cu ei? Cel mai probabil ați auzit că a fost scandalul ăla când au fost ei arestați, reținuți, să zicem așa, pentru tot felul de infracțiuni, infracțiuni sexuale, trafic de persoane, evaziune fiscală undeva prin Marea Britanie, nu știu, tot felul de nenorociri s-a abătut asupra fraților Tate, deci mai mult ca sigur ați auzit de ei. E, ăștia, în caz că n-ați auzit, eu fac așa o scurt rezumat, că nici nu merită să ne pierdem prea mult timp cu ei și nici nu prea avem foarte mult timp la dispoziție. Ăștia sunt doi frați, unul mutălău care merge așa, nu știu dacă l-ați văzut vreodată. Nu știu nimic, dar merge așa. Fiți așa merge. Așa. Și celălalt, care este pe modelul You Complete Me, care vorbește prea mult, chiar și pentru cel care e mutălău. Și ăla vorbește mult, mult și prost. Adică nu numai că vorbește mult, vorbește și prost. Cum e mai rău, practic. Ei, frații ăștia doi au venit în România, au făcut foarte mulți bani, după care, ca orice român veritabil practic, au început să se laude pe internet cu ce mulți bani au ei. Și au început să facă tot felul, să posteze tot felul de clipuri pe YouTube, peste tot. Mamă, ia uitați-vă ce mașini am eu, ia uitați-vă ce casă am, ia uitați-vă câți bani. De-astea, obișnuite, că suntem obișnuiți cu lucruri de genul acesta. Și bineînțeles, toată puștimea de, nu știu, cât să zic, 15-16 ani, mamă, vreau să fiu ca frații Tate când o să fiu mare. Toată lumea voia să fie ca frații Tate văzându-le stilul de viață. E, frații Tate ulterior au zis, bă, vreți să trăiți ca noi, copiii? Da, vrem. E, atunci trebuie să ne cumpărați un curs. În cursul ăsta spunem noi cum am făcut ca să facem banii ăștia, ca să puteți să faceți și voi și să trăiți și voi bine. Bine, asta de fapt e un model. Mai toți oamenii care... Asta e un model chiar de viață. Să dai impresia, mai vorbim noi despre asta, dar în online e și mai dezvoltat. Să dai impresia că o duci mai bine decât o duci de fapt. Mamă, să închiriezi o mașină, să zici că e a ta, să de-astea, să păcălești lumea că tu o duci bine. Și după aceea să întrebi, vreți să o duceți și voi ca mine? Vreți să trăiți și voi ca mine? Dom'le, da, zice lumea, cum să nu? Pe cine nu vrea să aibă bani? Toată lumea vrea. Ei, atunci o să vă vând eu un curs prin care o să vă învăț cum să trăiți ca mine. Și practic banii pe care îi fac fix de pe cursul ăla pe care îl vând. Acum, ce om bogat vă învață pe voi sau pe mine sau pe oricine cum să facă bani? Dacă are cineva o rețetă din care face bani, stă frumos și face bani din ea. Nu zice, hai să vă spun și vouă că din milă pentru voi, vă zic și vouă ca să nu... Na, nu face nimeni asta. Cine dracu face așa ceva? Exact, exact. Ce ai, Georgiana? Nu te-am auzit. Ia zi-o. A zis Georgiana ceva mult prea deep. Îmi gestionez prea atât de bine sărăcia încât oamenii cred că sunt bogat. Hai bă, Georgiana, pe la ora asta tu vrei să vin cu așa ceva, Doamne ferești. Doamne, nu. Deci, așa, lumea zice, mamă, ce bine o duc eu, vă învăț și pe voi. Nu face nimeni asta. Niciodată nimeni nu o să facă așa ceva. Ăia care zic ce bine o duc, vă învăț și pe voi, o duc bine dacă le cumpărați curs. E, pe modelul ăsta au fost și frații Tate, ca să nu pierdem foarte mult timp cu ideea asta. Și au început să vândă cursuri. Numai că în acele cursuri ei spuneau chiar cum fac banii. Și lumea a început să zică, băi, e un pic ilegal ce ne ziceți nouă aici. Voi chiar așa faceți? Da, mă, pe asta e șmecheria. Și lumea a început să le zică, bă, dar vedeți că ce ziceți voi nu prea e ok. Păi și ce, băi, și dacă mă duc la pușcărie în România, mă duc, dau bani stânga, un fel de Giovanni, dau bani stânga, dreapta, îmi aleg celula pe care o vreau, eu stau cu femei, nu știu ce. E, și poliția română vă dați seama că... A înghițit cât a înghițit, până la urmă a zis, bă, ia să vedem ce e cu băieții ăștia care ne iau la mișto pe fiecare, în fiecare zi. E, și au băgat un pic la pârnăiță. Acum, procesul e încă pe rol, sunt multe acuzații, inclusiv de viol, am văzut ceva nasol. Deci nu ne băgăm acolo, vedem ce decide justiția. Altceva voiam să vă spun. Și ei sunt un fel de, cum să vă zic, un fel de șoșoacă a lor. Adică non-stop să apară, disperat să apară, să nu treacă o zi, dar o secundă să nu apară, să nu facă ceva șocant și să apară, în opinia... În ochii oamenilor, practic, pe net, la televizor, nu contează unde. Și acum cu Olimpiada, țineți minte scandalul ăla cu cina cea de taină, nu-l mai reluăm? Au apărut și ei, au făcut un protest prin centru vechi în care ziceau România, țară creștină, români, cum să acceptăm așa ceva? Țin să vă reamintesc că Andrew Tate, în momentul când a fost reținut în 2022, a trecut la islam. Adică s-a schimbat un pic. De ce? Pentru că pentru a se victimiza ulterior, că din cauza religiei pățește ce pățește. Deci,
Cam despre un astfel de personaj discutăm. E, și ca să ajungem în zilele noastre, după tot scandalul, mai țineți minte cu ursul. Ursul ăla care a omorât o fată prin munți, a fost tragedie mare, evident, că atunci când își pierde viața cineva, și a intervenit și subiectul ăsta. Băi, ce facem cu urși? Că deja, uite, a ajuns să ne omoare. A intervenit politicul, s-a dat o lege, trebuie să-i împușcăm, dar nu cum vrem noi, mă rog. Am discutat la momentul respectiv. E, frații Tate au zis, bă, dar nu mai bine mergem noi și ne filmăm când dăm de mâncare la un urs pe marginea drumului? Deci după ce toate mesajele au fost, domne, vă rugăm, nu mai opriți la marginea drumului, nu mai dați de mâncare urșilor, vă rog frumos. Frații Tate au zis, dar nu numai că dăm de mâncare, ne și filmăm când facem asta. Deci despre astfel de personaje vorbim și a venit și pedeapsa. Statul român, bineînțeles, prompt, a venit și a pedepsit. Deci unor oameni care au doar mașini de câteva milioane de euro, li s-a dat amendă de 1500 de lei. Și acum veți spune, bine, bă, doctore, păi și ce vrei? Asta e legea, cât vrei să le dea. Păi ce, el îți dă amendă în funcție de cât, de câți bani ai? Se dă amendă cât e legea să ți-e dea. Sunt de acord, da, așa e. Da, vă dați seama că pentru ei a contat mai mult că se vorbește despre ei și că vor apărea în atenția publică decât amenda aia. Dar spuneți-mi și mie, câtă minte să ai după tot scandalul ăla care a fost la TV, după tot ce s-a întâmplat, tu să vii să faci exact opusul. Bă, sunt niște copii. Deci nici nu mă mir că toți copiii de 14-15 ani îi urmăresc. Pentru că exact așa se poartă. Ca niște copii. Absolut incredibil. Asta ne mai lipsea în România. N-aveam noi, nu le aveam pe ale noastre. Frații Tate ne mai lipseau. E exact ce aveam nevoie aici în România. E, apropo de frații Tate, facem așa o trecere lină între frații Tate și Diana Șoșoacă. Am tot menționat-o. Trebuie să recunoașteți că în ultimul timp Diana Șoșoacă cam lipsit. Nu prea, a mai făcut scandalul la circul ăla în Parlamentul European, dar la ne așteptam cu, țineți minte, celebrul Ingadui Trust și toate alea, dar în ultima perioadă, doamna Șoșoacă a fost cam absentă. Nu ne-a mai dat dânsa nimic, să ne mai amuzăm, să-l vedem acolo din nou pe domnul Lazarus, fostul Țurigă, serios așa și spunând, da, Diana, bineînțeles, ai dreptate, păi ei nici nu știu ce forță avem noi de-astea, să-i ridice mici la fileu doamnei Șoșoacă, ne era dor. E, ce a făcut doamna Șoșoacă, pentru că o să avem un clip un pic mai babam de urmărit, vă fac eu așa un mic intro. Doamna Șoșoacă a zis în felul următor. Domne, trebuie să ne întâlnim și trebuie să facem o alianță a suveraniștilor. Mamă, toată lumea. Să ne întâlnim noi, liderii suveraniștilor, să discutăm și să punem țara la cale. Liderii suveraniștilor însemnând dânsa și domnul Gușă. Nu, iertați-mă, n-a mai fost nimeni altcineva. Adică eu n-am mai recunoscut pe nimeni de acolo. Și toată lumea se întreba, păi, domnule, stați puțin, păi și domnul Simion? Păi, practic, toate celelalte partide suveraniste sunt rupte din aur. Adică și la SOS, dacă ne uităm. Păi dacă luăm toți membrii SOS, inclusiv doamna Șoșoacă, și vedem câți din ei au fost în aur, sau au plecat din aur, sau au rupt din aur, o să vedem că aproape toți au făcut așa. Deci toate partidele suveraniste sunt un fel de aur mai mic. Au suflat, așa zicea. V-a plăcut gluma asta? Am fost tare, da. E, hai să vedem clipul la care făceam referire și revenim și îl comentăm, că avem multe de spus aici. Ia să vedem. Doamna Șoșoacă, dumneavoastră ar trebui să încercați să includeți pe toți la mine, să exprimați, fără să ieși afară, că este o masă privată a noastră. Am și o întrebare, ați făcut acest apel și această invitație? Clemente, nu cheamă poliția. La care chiar vreți să discutați cu poliția? Ascultați-mă, sau nu? Am avut o discuție și s-a votat în acest cadru, în care eu am făcut propunerea să fiți de față, doar ca să audiați. Diana, care este organizatorul acestei întâlniri, și restul colegilor, n-au fost de acord nici cu asta, pentru că întâlnirea a fost pentru prezidenția. Billy George astăzi n-a putut să vină, lucru pe care l-am comunicat. Atunci, în urma deliberării, după George Simion, dacă vrea să vină la întâlnire, să nu participați. Am înțeles. Scopul nu este de uniune, ci doar de exerciții de imagine. Mulțumim, la revedere, succes! Nu înțelegem pe doamna Șoșoacă, ajungem într-adevăr la concluzia că această invitație a fost doar un exercițiu de imagine publică, dorind să pară doamna Șoșoacă că într-adevăr ea vrea să unifice cu adevărat forțele din blocul suveranist.
rușine. Se pare că nu este așa, mai ales că exclude și femeile. Da. Adică ăsta este un mesaj extrem de neplăcut și pe care eu personal și cred că și colegele mele simt la fel, nu prea pot să-l accept. Este cum rușinos. Se poate să fii atât de nepoliticos? Înțelegem, da, întâlnirea este privată, este organizată de doamna Șoșoacă, dar e clar că interesul acestei întâlniri nu este interesul național. Dacă este evident. Le punem pe toate și toți, pe masă. Toți ar trebui să-l susținem. Ideea este care e sondajul corect. Păi nu, luăm 3-4 case, faci? Cele mai importante. 3-4 case și vedem dacă în toate cele 4 case de sondaje apare Diana Șoșoacă pe locul 1 sau Cosmin Gușă. Toți ar trebui să susținem pe cel care are cele mai multe șanse. Dacă vrem cu adevărat, dacă vrem cu adevărat și nu declarativ, să susținem un suveranist la conducerea. Din păcate, nu, cum să zic, să trimiți o delegație cu 20 de minute întârziere, în condițiile în care s-a menționat foarte clar că nu vom accepta delegații, ci întrunirea se face între prezidențiabilii anunțați, mi se pare efectiv o încercare de disturbare a unei întâlniri extrem de serioasă. Mai mult, trebuie să respecti niște termeni ai invitației, trebuie să respecti oamenii care participă la această întrunire, nu poți să vii și să trimiți, cu tot respectul, niște țațe care se comportă ca la mahala. Aoleo, la cine am uitat, domnule, că am avut impresia că am văzut un film? Păi, o întâlnire, ia, avem și noi aici. Georgiana mi-a zis că îmi aduce indicator. Mi-ai adus? E clar. E clar, amendă, evident, evident că amendă. Așa, deci vedem, o vedem pe doamna Șoșoacă filmată la această întâlnire a suveraniștilor printre două persoane, nu știu cum, habar n-am, printre două persoane, e filmată ori cu camera ascunsă, ori pe modul SRI. Cred că au fost și serviciile acolo implicate și au zis, da, domnule, să vedem ce se discută aici. Doamna Șoșoacă nu știe că este filmată, dar astfel avem și noi o imagine, sau mai multe imagini, despre ce s-a întâmplat acolo. Putem și noi să vedem. Ați auzit dumneavoastră ce s-a discutat? Doamnele pe care nu le vedem, dar sunt cu spatele, sunt reprezentantele Partidului AUR. Domnul Simion însuși n-a putut ajunge, dar a trimis și a trimis îngerii. Doamnele astea în kimono, le-ați văzut cum sunt îmbrăcate? Da? Le-a trimis acolo la întâlnire. E, la întâlnirea asta era deja prezent și domnul Gușă și domnul Gușă a spus, domne, nu putem să vă mai primim, că nu... Dacă venea domnul Simion era altceva, așa, cu dumneavoastră nu vorbesc cu oricine, nu bagă în seamă pe oricine. La modul ăsta a fost. Doamna Șoșoacă a zis, domne, doar cu liderii suveraniștilor, nu cu oricine. Așa că le-au respins, le-au dat afară, doamne, le-au insistat, domne, dar vrem și noi să stăm aici, că participăm și noi la această, vrem să participăm la această întâlnire și suntem și noi reprezentantele unui partid de suveraniști. Ieșiți afară, doamne. Deja a început să se enerveze doamna Șoșoacă și a zis, eu chem poliția, ieșiți afară. Dar vedeți că întâlnirea, ia uite, întâlnirea era la casa Capșa. Adică dacă doamna Șoșoacă era parlamentarul României, probabil se ducea undeva la o berărie ceva. E, așa fiind europarlamentar cu 8.000 de euro pe lună, și-a permis să facă o masă mai serioasă, în care se discute despre suveranism. Uite, ia uite ce e aici. Domnul Gușa aici încă nu venise. Domnul Gușa este celebru, l-am văzut pe la o emisiune, nu știu pe la ce televiziune era, când zicea, noi dacă o să ajungem la putere, în primul rând, care dracu noi? Mă rog, nu se știe. Noi dacă ajungem la putere, o să reinstaurăm stagiul militar obligatoriu. Cred că e cea mai tâmpită, dar de departe, cea mai tâmpită decizie pe care o poate lua cineva. Nici măcar Simion, în celebru plan George Simion, n-a venit cu o asemenea chestie. Deci asta este cea mai mare tâmpenie pe care o poți instaura. Este pierdere pentru toată lumea, pierdere pentru stat, că omul ăla, în loc să intre în circuit, să se ducă la facultate sau să se angajeze de să fie util pentru stat, pierde un an aiurea degeaba. Pentru stat chiar pierdere, iar pentru tine personal pierdere, pentru că poate nu vreau să mă duc să mă trezească 1 la 6, să fac înviorări, flotări, să trag cu arma, nu mă interesează. A, dacă vrei să urmezi o carieră în armată, da, Doamne ferește, tot respectul pentru oamenii care își dedică viața armatei, da, asta vor. Dar nu mă lua pe mine cu arcanul, vrei, nu vrei, te duci acolo să-și bată un joc de tine. Nu, mulțumesc, e o tâmpenie, n-are niciun sens. Bine, pentru domnul Gușă se pare că nu e o tâmpenie, l-am auzit spunând asta și era chiar foarte mândru, zicea, mama, am revoluționat România cu asta. În fine, uite, a apărut și domnul Gușă, important. Deci întâlnire, fără asta, cine e ăla cu pălărie? Deci că e Indiana Jones. Cine e ăla cu... Mamă, băi, numai oameni de bine aici. Numai oameni de bine. Cornel Palade, ăsta cu spatele nu e Cornel Palade? Cu chelie acolo? Deci numai oameni buni. Așa, și-au venit doamnele cele trei. Iar arătăm Georgiana o poză cu doamnele.
Le-am auzit vorbind, erau foarte supărate că le-a dat doamna Șoșoacă afară. Mai suntem și femei, spuneau dânsele, trebuia să ne primească și pe noi. Doamna Șoșoacă, bineînțeles, le-a făcut și țațe, le-a făcut în toate felurile. Lasă-mă să te facă doamna Șoșoacă țață. Imaginați-vă doar. Ia uitați-le. Cum să nu primești? Puteau să le pun acolo la masă. Dom'le, dacă tot ați bătut drumul pe căldura asta, nu? Acum, puteți să... Nu, Georgiana spune că e vorba de o mică gelozie la mijloc din partea doamnei Șoșoacă. Nu, mai era acolo domnișoară. Deci nu era singură, nu. N-a vrut. Dar ia uite, puteți să le pun acolo, domnilor, dacă tot ați venit, ați plătit Uber-ul până aici. Lăsați, domnule, loc aici la masă, comandați-vă ceva, dar le puneau pe toate pe un singur scaun. Mânca, una mânca aperitivul, una mânca felul principal și cealaltă mânca desertul. Și le puneai acolo totuși. Le băgai și pe ele în seamă, chiar dacă nu mai era loc. Da, mi-aduce, zici că sunt îngerii lui Charlie, îngerii lui Simeon. Ia, găsești, Georgiana, o poză cu îngerii lui Charlie. Să vedem, găsești, sigur. Ia uite-le. Exact de asta mi-aduce aminte, îmbrăcate frumos, dar din păcate refuzate de doamna Șoșoacă. E, asta, domnule, se mai întâmplă, te mai refuză lumea. Și-au pus țara la cale acolo, nu știm exact ce s-a discutat, dar ce se putea discuta între doamna Șoșoacă și domnul Gușă. Bine, acum toate partidele caută alianțe, pentru că niciunul dintre ele nu va face majoritate, asta e evident, și caută cumva să se alieze cu alte partide sau măcar să discute cu alte partide, să vadă, bă, ne putem baza pe voi pentru o eventuală alianță, să vedem câte voturi luăm, cum luăm, câte procente. Toate vor să obțină o majoritate și eventual ulterior pentru a putea face guvernul. Ia uitați-vă. Eu nu văd nicio diferență. Dar vezi dacă găsești o poză mai veche. Aia cu serialul Îngerii lui Charlie, aia și mai veche, care mi se pare că seamănă mai mult. Ia vezi dacă o găsești și pe aia. Dar de aici sunt. De aici sunt. Sau doamnele din jurul de la Hai să ne căsătorim. Ia vezi dacă găsești doamnele din jurul de la Hai să ne căsătorim, mi se pare că sunt chiar mai bine de atât. Așa. Și aici suntem, toate partidele încearcă. Hai, domne, să vedem, ați văzut, PNL-ul, nu mai departe de săptămâna trecută, a încercat niște întâlniri cu forțele de dreapta, cum zicea domnul Ciucă. Păi da, ia uitați-vă. Altă treabă, domne. Altă treabă, da. Așa, da. Deci îngerii lui Simeon au fost trimiși acolo la înaintare, n-au avut succes pentru că au dat de doamna Șoșoacă, care este totuși hârșuită prin luptele politice, nu putea fi păcălită de un dar din ăsta otrăvit trimis de domnul Simeon. Nu putea. Așa că a respins aparat ușor. A trecut pe deasupra dânsei, dar aproape, a fost aproape. I-a întins o capcană domnul Simeon, dar n-a reușit. Da, deci asta zic, partidele oricum încearcă. Ba, domne, o eventuală coaliție putem să facem, o alianță, vedem în funcție de voturi. Asta încearcă și doamna Șoșoacă, aici nu e nimic ieșit din comun. Dar cel mai important partid, nu? Partidul care stă cel mai bine în sondaje, AUR, e absent. Domnule, tocmai AUR, păi da, doamna Șoșoacă a zis, băi, ori vin, ia uite-le, doamnele de la Hai să ne căsătorim, puțină lume știe această emisiune, eu o știu, bineînțeles, aici, parcă aici suntem cel mai aproape. Din punctul meu de vedere, parcă aici suntem cel mai aproape, le salutăm, eu sunt mare fan al emisiunii, puțină lume știe despre emisiunea asta, așa că n-are sens. Nici nu e la noi în țară, deci nu o găsiți, așa că nu e niciun fel de reclamă, n-am nicio treabă. Da, asta e cel mai aproape, de adevăr. Da, și se încearcă lucrul ăsta. Până la urmă vedem ce va ieși, dacă va ieși ceva, dacă nu va ieși. Da. Țineți minte și domnul Ciucă, de asta m-a apucat să spun, că și domnul Ciucă s-a întâlnit cu doamna Kiki Rău, mai țineți minte, partidul dânsei Curaj, să facem o alianță, să facem... Nu, că ești în alianță cu PSD deocamdată, ce să mai... În fine, aflând de ce a fost... De ce s-a întâmplat la Casa Capșa, că doamna Șoșoacă i-a trimis reprezentantele la plimbare, domnul Simeon s-a supărat și a avut și dânsul o declarație. Ia să o ascultăm. Comportament abject și chiar misogin din partea Dianei Șoșoacă, care a dat afară delegația AUR venită cu bune intenții. Erau trei doamne din conducerea Alianței pentru Unirea Românilor, pentru că dacă desemnam colegi bărbați, ar fi sărit în sus. Misoginii n-au ce căuta. Nu pot să stau la dispoziția Dianei Șoșoacă tamnesam să vin când își dorește ea la discuții. Rolul acestor negocieri exploratorii era să identificăm forma de a ne uni eforturile. N-ai avut cu cine și îmi pare rău că am coborât în această cocină. Colegele noastre ne reprezintă cu mândrie, de asta le-am desemnat să poarte aceste discuții. Ca să nu mai vorbesc că și alte forțe suveraniste mai micuțe trebuiau chemate la această discuție, negociere, nici nu știu cum să-i spun. Vom iniția noi, pentru că suntem de trei ori mai mari decât
formațiunea doamnei Șoșoacă și decât orice altă formațiune din acest spectru patriotic, pe 27 și 28 august, în Parlamentul României, nu la o crâșmă, nu la o cârciumă, discuții pentru a uni forțele. Vor unii sau nu vor, sunt candidatul care are cele mai mari șanse de a intra în turul 2, așa că diversiunile, fumigenele, aruncatul culături, cum s-a întâmplat astăzi, nu vor funcționa. O să revin, dragi colegi simpatizanți, cu formula în care identificăm om cu om fiecare susținător AUR. Iar cei care încearcă să ne denigreze, cei care încearcă să arunce cu minciuni asupra noastră, inclusiv doamna misogină care nu suportă femeile, îi așteaptă uitarea. Doamna misogină, înainte să comentăm ce a spus domnul Simion, ia uitați-vă ce ne-au pregătit colegii. E, aici da, domn. Da. Deci a trimis trupa de șoc de la Hai să ne căsătorim. Uitați, doamna blondă cu doamna blondă, doamna din mijloc cu doamna din mijloc și doamna din lateral cu doamna din lateral. Exact. Eu cred că dânsele sunt, practic. Dar s-au machiat diferit ca să nu le mai recunoaștem. Exact, ia uitați-le. Exact. Perfect. Perfect. Eu le-aș fi primit. Eu le-aș fi pus la masă, aș fi comandat ceva, un vin, ceva. Dom'le, stăm de vorbă până la urmă. E, ce spune domnul Simion? E, domnul Simion e supărat rău. Bine, cum vorbește dânsul cu pauză după două cuvinte. Doamna Șoșoacă este supărată, dar noi din AUR suntem partidul cel mai important. Cam așa vorbește domnul Simion. Și dânsul mai supărat decât doamna Șoșoacă. A făcut o misogină. A zis că nu suportă femeile. Că dacă erau niște bărbați la masă și ar fi dat afară niște femei, eventual pe dânsa, ea ar fi făcut misogini în toate felurile. Dar dânsa nu mai este misogină. Deci e ceva, e o nenorocire maximă, pur și simplu. Și a zis, știți ceva? Lasă că nu, că noi suntem partidul mai mare. Lasă că nu mai facem, noi nu mai venim la nicio întrunire din asta, la o cârciumă. Și, da, stați, domnule, domnul Simion, noi, domnule, orice cârciumă, domnule, Casa Capșa are o valoare istorică. Tot românul a auzit. S-au întâmplat lucruri pe acolo, adică nu e chiar o cârciumă din asta, nu, s-a dus oriunde. Adică aici aveți și dumneavoastră grijă. Da. Așa. Facem noi o întâlnire în Parlament și vedem cine și de ce parte este. Luăm om cu om și vedem. Nu ne ducem la cârciumă să picăm la fumigenele pe care le-a aruncat doamna Șoșoacă. Dar ați trimis niște oameni acolo. Deci n-ați venit, domnule, dumneavoastră. Și le-ați trimis și cu 20 de minute întârziere, a acuzat doamna Șoșoacă. Deci după ce că n-ați venit dumneavoastră, ați mai și întârziat. Păi ce patriot sunteți, domnul Simion? Așa se face? Așa se vine la o întâlnire? Păi dacă așa o să respectați și planul ăla... O să trimiteți pe altcineva să construiască și cu 20 de ani întârziere. Păi așa nu merge. Îmi pare rău. Eu nu sunt de acord cu așa ceva. Gata, nu vă mai votez. Nu vă mai votez, gata. M-ați convins. Nu mai. Deci până la urmă întâlnire, nu știu cum să concluzionăm, doamnelor și domnilor. Întâlnire eșuată sau nu a forțelor suverane din România. Din partea doamnei Șoșoacă, probabil reușită. Din partea domnului Simion, nereușită. Dar lasă că o să facă domnul Simion în Parlament. A și scăpat de doamna Șoșoacă acum în Parlament, că s-a dus în Parlamentul European. Poate să vină liniștit pe acolo. Să stea liniștit. Oricum, amuzant. Amuzant. Ce s-o fi discutat? Deci dacă aș fi vrut să fiu o muscă undeva pe tavanul discuției de la Casa Capșa ca să aud discuția dintre doamna Șoșoacă și domnul Cosmin Gușă. Că restul nici nu contează. Restul sunt invitați, presupun, sau ceva. Nu știu. Părinții și familia. Nu știu cine mai era acolo. Da, e, însă, să știți că noi am descoperit de ce domnul George Simion nu a putut să vină el însuși la această întâlnire și le-a trimis pe doamnele de la Hai să ne căsătorim. De ce? Păi pentru că a fost pe Transfăgărășan în weekend. Poftim, ce căuta acolo? E, ce căuta? Haideți să ascultăm pe însuși domnul Simion, care să ne spună ce a făcut acolo. Și după aceea ne întoarcem în studio, bineînțeles. Acum 50 de ani, la 1974... Transfăgărășanul a fost realizat. Acum 50 de ani. Nu voi accepta batjocura prezentului în care închidem Valea Oltului și paralizăm jumate din țară pentru a construi niște turci un drum tehnologic. Ca să aibă ministrul transporturilor cum să-și ascundă ceasul mai bine. De asta am ajuns unde am ajuns, din păcate, în 50 de ani.
Singura țintă a ultimelor 34 de ani a fost subjugarea economică a românilor și creșterea artificială a datoriei externe. Trebuie să fim supuși, trebuie să fim controlați, trebuie să dispară orice urmă de suveranitate națională. Haideți să explicăm oamenilor ce înseamnă cele 200 de măsuri concrete din planul Simion. Și nu schimbăm numele Transfăgărășanului în Heterofăgărășan, cum am văzut în niște glume de pe internet. Vom lucra preponderent cu constructori români și cu materiale românești. Astăzi importăm bitumul necesar pentru construcția de drumuri din Ungaria și din Austria, cu petrol românesc. Vom da prioritate constructorilor români care au arătat că se poate și care nu își vor închide firma mâine exportând banii, ci vor lăsa banii în țară. Da. E, discursul domnului Simion, ce să vă mai spun? Îl știm deja. Nu mai avem nicio treabă. Ultrapopulist. Domnul Simion este într-o continuă campanie electorală. Bine, nu putem numi electorală. De imagine, hai să numim așa. Într-o continuă campanie de imagine. Hai să luăm așa selectiv ceea ce a spus, deși e greu să sar peste ceva din ce spune domnul Simion. De ce, veți întreba, ce căuta domnul Simion pe Transfăgărășan, bă, doctore? Păi, era acolo pentru că Partidul Aur a organizat pe Transfăgărășan o prezentare a planului Simion pentru transporturi. Știți că domnul Simion are un plan pentru orice. Dacă e prea cald afară, domnul Simion zice, am eu un plan pentru ca vara viitoare să fie undeva la 20 de grade maximum, să nu trecem de 20 de grade. Poate propune orice. Deci în planul ăla Simion este inclus absolut orice, rezolvarea la orice problemă are orice cetățean din România. George Simion a spus că a vrut să fie prezent pe Transfăgărășan pentru că acesta este un simbol al măreției românești. Putea să se ducă la Casa Poporului, era mai simplu. Care arată că românii știu să construiască drumuri și poduri, dar astăzi alte țări vor să fie stăpâne în România. Bine, este discursul clasic, populist, și care ține. Să nu crezi că domnul George Simion nu e conștient că România trebuie să fie de partea cuiva. Domnul Simion știe foarte bine că nu poți fi singuri. Nu poți zice, nu mă interesează, nu am nevoie de nimeni și de nimic. Eu aici în România îmi produc tot ce am nevoie, n-am nevoie să mă conducă nimeni, sunt doar eu în România și atât. Nu. Am fi un fel de Coreea de Nord. Domnul Simion vrea să fie al doilea Ceaușescu, după câte văd. E imposibil. Ați văzut ce s-a întâmplat cu Ceaușescu? Care a vrut să fie eu, noi aici, singur, nu mă interesează nimeni și nimic. Nu se poate. România nu este o țară mare. Nu este o putere economică. Nu este o țară foarte influentă. Nu e Statele Unite. Dacă e Statele Unite, da, poți să pui niște condiții. Tu, România, trebuie să fii de partea cuiva. Este bine că am intrat în NATO și în UE? Din punctul meu de vedere, da, este bine. Acum, am intrat pe ochi frumoși, ne dau aia miliarde de euro și noi nu avem nicio responsabilitate? Nu, normal că n-ai intrat pe ochi frumoși. Există niște interese și aici. Normal, dar când tragi linie, scopul tău este să fie un avantaj pentru România. Eu cred că este. Faptul că am intrat în UE și în NATO sunt niște avantaje, sunt două avantaje pentru România decât dacă n-am fi intrat. Asta e ideea. Trebuie să fii de partea cuiva, trebuie să iei niște decizii la un moment dat. Domnul Simion știe foarte bine lucrul ăsta, că nu este prost. Chiar nu este. Dar discursul ăsta prinde la una anumită categorie de oameni, o anumită categorie care este mai mare decât poate ne imaginăm noi. Eu știu că vă explic dumneavoastră și dumneavoastră știți lucrurile astea. Că dacă vă uitați la emisiunea asta, cu siguranță știți la ce mă refer. Știu că oamenii care ne urmăresc pe noi nu sunt fani Simion. Și vorbesc probabil, bat la o ușă deschisă, pentru că deja știți lucrurile astea. Dar cine știe? Poate mai aveți colegi, poate mai aveți pe la serviciu, cine știe? Oameni care zic, mamă, vine Simion și ne salvează țara asta. Domnul Simion știe foarte bine ce face. Are un plan, apropo de planuri, are un plan foarte bine stabilit. Nu crezi că vorbește vorbe. Nu, el știe că aceste discuții vor prinde. Vor fi exact ceea ce trebuie ajunse în urechile unora, către care bate el. La oameni mă refer. Ce crezi că vrea domnul Simion? Voturi, ca orice politician ce poate să vrea altceva. Pe noi nu ne păcălește, dar pe alții cu siguranță da. Și ăsta este și scopul său, până la urmă. Și ne zice așa domnul Simion. Acum 50 de ani, la 1974, a fost realizat Transfăgărășan. E nostalgic un pic.
Nu voi accepta batjocura prezentului în care închidem Valea Oltului și paralizăm jumătate din țară pentru a construi niște turci un drum tehnologic. Aoleu, mai sunt și turci. Păi după ce ne-a terorizat atâția ani Imperiul Otoman, după ce le-am plătit atâția bani, acum vin niște turci să construiască la noi în țară, domnule, afară cu turcii din țară. Ca să aibă ministrul transporturilor cum să-și ascundă ceasul mai bine. Ok? De asta am ajuns unde am ajuns, din păcate, în 50 de ani. Singura țintă a ultimilor 34 de ani a fost subjugarea economică a românilor și creșterea artificială a datoriei externe. Domnul Simion, hai să fac ceva, să vă spun ceva ca să șochez șoșociștii și simioniștii să mă înjure toți la unison. Domnule, am văzut România condusă de români. Am văzut ce s-a întâmplat. Mulțumesc, nu mai vreau. Deci dacă am de ales între România condusă de afară și România condusă de români pe mâna românilor, mulțumesc, nu. Votez cu 10 mâini să mă conducă ea de afară. Bă, vin ăia, mai pun niște limite. Mai zic, bă, mai faceți și voi un DNA. Mai lăsați-o și voi cu corupția. Mai vedeți și voi cum e cu poluarea. Mai vin cu niște chestii. România condusă de români? Doamne ferește, nu mulțumesc. Am văzut ce se întâmplă. Păi da, am fi avut un guvern din ăla de tip Năstase, PSD pe vremuri. Hoaleu, care rupea tot. Lăsați. Lasă că poate nu e bine, poate nu e creat de rău să avem un șef. Să ne mai dea peste mâini așa din când în când. Eu sunt mulțumit cu ce le fac ăștia de afară. Nu mai vreau români la conducere, nu. Am văzut ce s-a întâmplat cu românii și vedem în fiecare zi clasa politică din România. Mulțumesc, las. Așa, deci 34, așa, trebuie să fim supuși, trebuie să fim controlați, trebuie să dispară orice urmă de suveranitate națională. Adică însemnând ce anume? Ce înseamnă suveranitate națională? Domnul Simion practic ne spune în multe cuvinte, noi suntem români, noi suntem români, mamă, și piepturile multor prostovani se vor dezgoli, da, domne, da, se ridică părul, mi se face găina de piele, cum se zice, da? Nu. Nu înseamnă nimic. Ce spune domnul Simion sunt vorbe goale. Teoretic, da, poate exista ideea de suveranitate. Practic, sunt niște vorbe goale. Dar, repet, care și-a atins ținta la un moment dat. Haideți să le explicăm oamenilor cele 200 de măsuri concrete din planul Simion. Și nu schimbăm numele transfăgărășanului în heterofăgărășan. Asta e bună. Recunosc, nu știu unde a auzit-o domnul Simion, că mie mi-a scăpat de pe internet, dar asta cu Aur care vrea să schimbe numele din transfăgărășan în heterofăgărășan e destul de bună, recunosc. Da. Aici vă acord ce al dumneavoastră. Dacă era gluma dumneavoastră, eram chiar respect. Așa dacă ați luat-o de undeva de pe net, dar ați spus că ați luat-o de pe net, e ok și așa. Cum am văzut în niște glume pe internet, a spus în discursul său liderul Aur. Simion a criticat și lipsa autostrăzilor, care ne mănâncă ani din viață, adăugând că putem arăta că românii pot să facă poduri și drumuri, pentru că la 50 de ani de transfăgărășan nu mai știm cum. Vom lucra cu constructori români și cu materiale românești. Ia auzi! Acum importăm bitumul din Ungaria, Austria. Vă dați seama că o să realizeze domnul Simion că e mai ieftin să importi decât să produci? Imaginați-vă ce se întâmple în capul domnului Simion. Bine! Asta în condițiile în care nu știe. Eu sunt convins că știe, dar nu-l interesează. Dăm prioritate constructorilor români care vor lăsa banii în țară. Aha. Dacă există bani pentru piste de biciclete, există și pentru cale ferată. Exact. Păi sunt aceleași costuri. Nu știu dacă știți. De să tragi două linii pe asfalt, cum s-au făcut la noi pistele de biciclete. Ați văzut cum sunt pistele de biciclete la noi, nu? Ați văzut pistele de biciclete în România. Două linii trase pe asfalt, printre oameni. Și alea sunt considerate piste de biciclete. Asta de pe aici, de pe Calea Victoriei, este una dintre pistele pentru biciclete corect făcute. Da, asta da. Dar în rest, dacă vă uitați prin oraș, inevitabil v-ați lovit de asta. Nu? Mergi pe trotuar și dintr-o dată sunt două linii trase și aia e pistă de biciclete. Nu, aia e o prostie, aia nici măcar nu e legală. Nu poți merge cu bicicleta printre oameni, printre copii, printre oameni cu cărucior. Nu există așa ceva. Alea sunt niște trâmpeni. Deci dacă există bani să tragi două linii pe asfalt, da, cu vopsea, există să faci și cale ferată și autostrăzi. În regulă. George Simion. Avem nevoie de cale ferată pentru că nu putem transporta mărfurile cu 12 km la oră, mai redus decât în 1902. Acolo ne-a dus domnul Grindeanu să credem că vin străinii să ne facă un bine. Ah, și dacă vine domnul Simion, face cale ferată, face autostrăzi, face apartamente, face de toate pentru toți, gata. Ne eliberăm de jugul american, doamnelor și domnilor. Incredibil, dar, repet, incredibil pentru mine, pentru dumneavoastră, da. Noi râdem, ne amuzăm aici de la 11 jumate noaptea. Da, pentru mulți zic, ne salvează Simion, domne, mergem și îl votăm. Sunt convins de asta.
Ia să vedem ce mai avem aici. Ah, Marcel Ciolacu. Domne, nici o zi fără primul ministru. Noi, primul ministru, ce să facem? Marcel Ciolacu, singurul candidat dorit de PSD la prezidențiale, a discutat cu liderii de organizații și primari. Ce s-a întâmplat? Marcel Ciolacu a zis, știți că ne-a spus și nouă, domne, undeva pe la jumătatea lui august, voi vorbi cu liderii din teritoriu și vedem dacă mă mai vor în primul rând pentru șefia PSD. După aceea, pentru prezidențiale, o să îi întreb și pe ei, că nu ține numai de mine. Ei, practic, dacă mă susțin, dacă am susținerea partidului, dacă am susținerea liderilor importanți din PSD, atunci mă voi gândi. Cam asta ne-a transmis așa printre rânduri domnul Ciolacu. E, și ei, astăzi s-au întâlnit domnul Ciolacu, actualul președinte al PSD, caută nu doar susținere din partea colegilor din țară pentru un nou mandat la șefia partidului, dar și o strategie în privința candidaturii sale la prezidențiale. În acest sens, Marcel Ciolacu i-a contactat în weekend, deci nu astăzi, în weekend. Ce-mi e weekendul, ce-mi e astăzi. I-a contactat în weekend pe șefii de filiale, dar și pe mai mulți primari pentru a-i consulta. Acum, la șefia PSD, cine s-ar putea bate? Cine i s-ar putea opune domnului Ciolacu la șefia PSD? Păi nu sunt multe nume. Îi excludem din start pe domnii Grindeanu și Tudose, că sunt oamenii lui. Doar nu o să-l trădeze pe domnul Ciolacu. Și chiar dacă o să candideze împotriva dânsului, o să fie așa, doar la mișto. Cine ar mai putea fi? Domnul Stănescu? Nu cred. Domnului Stănescu îi convine foarte, foarte mult rolul de Hrebenciuc de pe vremuri. Nu-l văd. Nu pare că nu vrea să iasă în față. Nu vrea să fie toate reflectoarele pe el, toate microfoanele asupra lui. Nu. Cine ar mai fi? Domnul Dâncu? Domnul Dâncu este la Cluj. Nu, nu-l văd plecând de acolo. Ce zici, Georgiana? Ia, că avem Georgiana cu nume. Nu, asta zic. Grindeanu și Tudose sunt oamenii lui. Nu o să-l trădeze niciodată. Nu, nu-i văd să-i se opună. Nu prea are cine, asta zic. Doamna Firea a fost expulzată de mult după eșecul de la primărie. Doamna Firea ar fi fost într-adevăr un nume. Dacă reușea să coaguleze în jurul dânsei suficientă susținere, poate. Poate. În rest, acum în momentul de față nu văd pe nimeni care să poată să-i fie contracandidat domnului Ciolacu la șefia PSD. De la asta mă refer. Multe dintre organizațiile PSD din țară și-au transmis susținerea față de Marcel Ciolacu încă de săptămâna trecută, înainte de declanșarea consultațiilor din weekendul trecut. Sau consultărilor, cred că e mai ok, nu știu ce a scris gândul aici, dar Marcel Ciolacu i-a consultat pe liderii de organizații, dar și pe mai mulți primari PSD, întrebându-i ce părere au despre candidatura sa la Cotroceni. Deci domnul Ciolacu a întrebat, domne, mă cunoașteți? Să trăiți! Boss! Nu! Stai, pe loc de pauză! Da! Ce ziceți, domne, să fiu eu în continuare șeful PSD? Da, domnule, bineînțeles, sunteți cel mai bun! Îți mulțumesc, liderul de la satul mare! Următorul, așa au de curs? Dânsul știa foarte bine care susținerea, ce trebuia să-i mai întrebe pe fiecare, că nu înțeleg. Mă rog. Dar și ce așteptări au și cum să-i reprezinte în cazul în care va câștiga alegerile prezidențiale. Peste domnule, că nici măcar nu și-a anunțat candidatura. Scopul consultărilor, ia că ne spune gândul, fiind acela de a-și crea un program la prezidențiale. Ah, ok. Vasile Dâncu, iată, ales sâmbătă președinte al organizației PSD Cluj, deci tocmai a fost ales proaspăt la PSD Cluj, nu mai are treabă. Contactat de gândul, a declarat că am avut conferința sâmbătă și am aprobat-o o rezoluție în acest sens, adică de susținerea domnului Ciolacu. Marcel Ciolacu are termen până pe 22 august, suntem în 13 aproape, zic cu ghinion, sper, pentru domnul Ciolacu, nu, a să nu fim răi. Zic cu succes, cu noroc pentru domnul Ciolacu, să-și depună candidatura, deci până pe 22 august, iar ulterior trebuie să-și anunțe programul cu care va merge la Cotroceni. Domne, eu nu cred că are de ales. Din păcate pentru domnul Ciolacu, da, care pare că nu e tocmai dornic să candideze, nu cred că va avea de ales. Are susținerea partidului, va fi din nou președinte PSD. Cine stă cel mai bine în sondaje? Pe cine să împingă PSD-ul în față dacă nu pe dânsul? N-are scăpare. Vrea, nu vrea, trebuie să candideze. Nu va scăpa de așa ceva. Strategia PSD este o strategie foarte bună, sănătoasă, astfel încât să ne asigure succesul la alegerile prezidențiale. Foarte bună declarație. Președintele Marcel Ciolacu are toate calitățile pe care trebuie să le aibă un președinte nou. Asemenea, pompicurismul, poți să citești. Cine a zis asta? Laurențiu Gâdei. Mulțumim, domnul Gâdei, nu ne interesează. E, acum, iacu, țineți minte cartea domnului Ciucă, nu mai pot cu subiectul ăsta. E, a avut loc un fel de ping-pong. Domnul, a apărut subiectul ăsta, investigația asta de la Snoop, prin care se spunea, țineți minte, 2 milioane de euro cheltuite pentru cartea, pentru promovarea cărții din bani publici, pentru promovarea cărții domnului Ciucă, o să se mai adauge până la finalul anului încă pe atât și a ieșit mare scandal. E, a intervenit și domnul Ciolacu și a zis, stați domne un pic, păi mie nu mi se pare corect.
ar trebui să fie un bestseller la câți bani s-au băgat în promovarea acestei cărți, acestui volum, o primă înțepătură. Da? E, domnul Ciucă n-a stat pe margine, ce credeți? A venit și dânsul și a spus, stai domne un pic, îi recomand domnului Ciolacu să citească această carte, da? Că poate va învăța și dânsul ceva din ea. A venit și domnul Ciucă. Domnul Ciucă de obicei l-a văzut, e împăciuitor. Adică nu prea l-am văzut să intre în scandaluri, să răspundă așa tăios. De obicei le încasa. Țineți minte și atunci când s-au chinuit 10 milioane de ani să ne spună două date pentru alegeri, domnul Ciucă era așa mai cald, deși se tot împungeau așa unul cu altul, domnul Ciolacu și domnul Ciucă. Domnul Ciucă era împăciuitor. Să vedem partenerii noștri. E, acum pare că a fost sfătuit și dânsul. Bă, răspunde bă și tu, pe ce faci? Te lași pe ăla să tot zică, zici tu ceva. E, și-a mai zis și domnul Ciucă una alta. Din nou, după răspunsul domnului Ciucă, domnul Ciolacu a fost din nou supărat. Și ce i-a spus? I-a spus așa, jignirea nu înseamnă onoare, nici probă de panotaj. Ați prins-o pe asta, e subtilă, la domnul Ciolacu. Panotaj, viteză. Domnul Ciucă să scrie mai mult la vestita sa carte și mai puțin pe rețelele sociale. Aoleo, aoleo, doamne. Nici măcar în politică, zice, nu zice așa, la fel cum nici, nu, hai să citesc la început ca să înțeleagă. Jignirea nu înseamnă deloc onoare, la fel cum nici jocul de glezne sau proba de panotaj viteză nu sunt probe olimpice, zice domnul Ciolacu. Nici măcar în politică. Îi recomand deci domnului Ciucă să scrie mai mult la vestita sa carte și mai puțin pe rețelele sociale. Altfel, riscă să aibă mai multe panouri publicitare decât pagini la această capră cu trei iezi liberală de 2 milioane de euro. Aoleo, doamne! E, domnul Ciucă! Îmi place. Vă dați seama că oamenii ăștia sunt într-o alianță? Oamenii ăștia sunt într-o alianță, pur și simplu. Deci ei sunt așa. Dar se bat. Ce rost mai are această alianță? Despărțiți-vă, domnule, și vedeți-vă fiecare de treaba lui. Imediat vă citesc aici și domnul Ciolacu, domnul Ciucă. A zis așa. Am citit postarea replică a colegului Marcel Ciolacu. Dacă ar fi să-i răspund în același fel, aș putea spune că nu cred că a citit-o înainte de a fi postată, celebra carte. Nu o fac pentru că nu vreau să alimentez starea de nervozitate a unui premier PSD pus în fața unor situații care implică termenul de malpraxis. Țineți minte că domnul Ciolacu a zis, a pocit numele, a pocit acest termen. A zis malpres, nu știu cum a zis, l-a pocit, l-a greșit. Ridicolul situației vine din insistența lui Marcel Ciolacu de a purta dezbateri despre cărți. Tragicul vine din situația de la Spitalul Pantelimon relevată de anchetă, care, o repet, cere acțiuni și responsabilitate guvernamentală. Insist ca premierul să se aplece asupra problemei, nu să vorbească despre cărți și marketing politic. Are o criză uriașă de gestionat, a zis domnul Ciucă pe Facebook. A zis, bă, lasă cartea mea că oricum nu te pricepi, asta e că e și incult. Lasă asta, vezi-ți de spital, vezi-ți de problemele din țara asta, că ai o criză uriașă de gestionat la Pantelimon, acolo la spital, lasă-mă pe mine și cu cartea mea. E, a intervenit în acest scandal și domnul, cine credeți? Celebrul Rareș Bogdan. Dar îl vom asculta sau îl vom cita pe domnul Rareș Bogdan după o scurtă pauză publicitară. Revenim imediat. Da, revenim în direct și vorbeam până în pauză despre ping-pongul ăsta de declarații, de înțepături între Ciucă și Ciolacu. V-am zis, numai alianță nu arată ce se întâmplă acolo. Nu înțeleg de ce mai persistă. Probabil au niște protocoale care nu pot fi încălcate sau nu se poate rupe alianța așa ușor. Cred, nici nu știu. Pentru că oamenii ăștia se cam ceartă de... Totul a pornit de la data alegerilor și o țin așa de vreo 2 luni de zile, doar cu înțepături. Doar cu replici tăioase. Nu știu ce rost mai are această alianță în care părinții se tot ceartă, domnul Ciucă și domnul Ciolacu. În fine, acum a început să răspundă și domnul Ciucă. Până acum era un bun încasator, dar se pare că în ultima vreme nu prea mai stă. Nu mai face doar eschive, mai și dă contre. E, vedem unde se va ajunge. Nu văd această alianță ajungând chiar așa de chiar atât de departe, dar poate reușește să supraviețuiască și alegerilor din până în decembrie, practic cum ar fi, să reușească să depășească bariera de ziua națională de 1 decembrie, nu știm asta. E, rămăsesem dator să vă spun ce a zis și Rareș Bogdan. Păi se poate ca domnul Rareș Bogdan să nu intervină într-o discuție atât de juicy, într-o drama din asta, cum să nu. Deci Rareș Bogdan a zis în cadrul emisiunii Politica Zilei, chiar aici, moderată de colega noastră Ioana Constantin, a zis așa, citez, această preocupare specială pe care cei din PSD o acordă unei cărți nu poate decât să-mi arate două lucruri. 1. Sau că nu sunt familiarizați cu această formă de cultură, pentru că sunt foarte puțini care au scris cărți în PSD și pot să înțeleg preocuparea domniilor lor
ca fiind una excesivă când un lider politic poate să scrie și o carte. De ce a făcut inculți? Păi cum facem, domnul Aleș Bogdan, că sunteți în alianță cu inculții ăștia? Dumneavoastră sunteți mână în mână cu ei. Practic sunteți același partid, doar că pe altă culoare, pe galben. Aia sunt pe roșu, dumneavoastră pe galben. Îi faceți inculți, proști, cum îi faceți? Păi stați puțin că sunteți alături de ei. Practic sunt asociații dumneavoastră. Dumneavoastră ne spuneți acum că sunteți asociați cu un partid de inculți care n-au citit cărți, care se extaziază când văd o carte? Păi cum facem? Asta nu spune multe și despre dumneavoastră, despre partidul dumneavoastră. Comentează că n-a apărut, că de ce n-a apărut, la carte se referă. Că nu va apărea. Nu. Cartea este scrisă. Noi am luat decizia să nu lansăm cartea în mijlocul verii, că alegerile prezidențiale s-au decalat și sunt în 24 noiembrie și cartea e mai mult decât o poveste despre cariera domnului Ciucă. E vorba și de un proiect politic al domnului Ciucă ca președinte, eu citesc din domnul, dacă mai face cacofonii sau așa, citesc din domnul Aleș Bogdan. Ca președinte al PNL, o viziune cu privire la România și, sigur, lucruri care pot părea ușor necaracteristice unui lider politic, având în vedere că vorbește despre cariera domniei sale, extrem de serioasă ca șef de promoție, om care a fost la Academie, m-am plictisit groaznic, dar era Aleș Bogdan. Apoi a studiat în SUA. Foarte mulți colegi a domnului Ciucă sunt azi șef de stat major, miniștri sau chiar șef de state sau de guvern. Bă, las-o, dracu! Deci înțeleg această acțiune a președintelui PNL, pare complet insolită, pe domnul Aleș Bogdan, pentru domniile lor și atunci nu înțeleg acest demers. Dacă nu bagă și cuvinte să ne arate că e deștept, degeaba mai vorbește. Ce să facem? Unii dintre noi mai citim și cărți. Unii mai scriem cărți editoriale. Unii am fost și olimpici. Domnul Aleș Bogdan a fost olimpic? Domnule, îi solicit în direct domnului Aleș Bogdan, nu că nu-l cred, să ne spună la ce materie a fost olimpic. Chiar sunt curios. Alții avem o foaie matriculă pe care putem să o prezentăm din clasa 1 până în clasa 12-a și apoi toți cei 5 ani de facultate. Da, domnule, am înțeles, domnule Aleș Bogdan, sunteți foarte deștept. Am înțeles, știm. Așa e în lumea de azi. Unii pot și alții nu pot. Și ce căutați alături de ei dacă nu pot? A, scuze, mi-am amintit. Vă sacrificați pentru stabilitatea politică a României. Păi asta înseamnă stabilitate? Să vă împungeți cu aia de fiecare dată când aveți ocazia? Asta este stabilitatea politică pe care ne-o dorim? Pe care o tot scoateți la înaintare? Să vă certați cu partenerii de coaliție, de guvernământ în fiecare zi să vă împungeți? Tare. Interesant, zic eu. Bună stabilitate. Celebrele 10 secunde au venit, așa că trebuie să punem punct, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem și mâine de la ora 23. Până atunci să aveți o noapte liniștită. La revedere.